Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis impunerea de restricții într-un număr de 76 de localități din județul Suceava, începând cu data de 12 ianuarie, în urma creșterii cazurilor COVID-19. 27 de localități au rata de infectare peste 3 cazuri la 1000 de locuitori, iar cea mai mare rată de infectare de 12,4 la 1000 se înregistrează la Ipotești. În spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 48 de ore. Respectiv, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Același lucru este valabil pentru cinematografe, instituții de spectacole și concerte. Activități practice, workshop-uri, conferințe, precum și în cazul operatorilor economici care desfășoară activități la piscine și săli de jocuri de noroc. De asemenea, activitatea târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.